Te-ai gândit vreodată la modul în care ești constituit? Prin ce te deosebești de plante, piatră, animale? Să medităm puțin asupra acestor întrebări. Toate lucrurile ce ne înconjoară au ceva comun. Aceasta este materia. Piatra, fierul au o compoziție, plantele alta, animalele au trup, omul tot are un trup, dar care se deosebește esențial de cel al animalelor. Însă în afară de trup, omul are și suflet. Omul poate vorbi, scrie, desena. Și înainte de orice activitate, el mai întâi gândește. Omul simte în inimă bucurie, tristețe sau alte emoții. Uneori conștiința îl mustră dacă a făcut un rău. Deci omul are în interiorul său o lume nevăzută a gândurilor, sentimentelor, dorințelor. Această lume nevăzută și nematerială există după legile ei. Omul, suflet și trup. Omul este o ființă superioară mediului. Despre acest fapt ne mărturisește Sfânta Scriptură. Dumnezeu l-a creat pe om într-un mod special, diferit de celelalte creaturi care au luat ființe prin cuvântul lui Dumnezeu. Pe când pe om, Dumnezeu l-a făcut cu mâinile sale, după chipul și asemănarea sa. Trupul omului a fost făcut din țărână, iar sufletul i s-a dat prin suflare dumnezeiască. Omul întrunește lumea văzută și nevăzută. Prin trup el este înrudit cu mediul înconjurător, iar prin suflet cu Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: proslăviți pe Dumnezeu în trupurile voastre și în sufletele voastre. 1 Corinteni 6, versetele 27, 34. Primii oameni îl slăveau pe Dumnezeu și comunicau cu el așa cum vorbim noi cu părinții. Ei aveau obligația să păstreze raiul. Scopul, menirea omului. Dumnezeu l-a creat pe om pentru ca acesta să-l cunoască, să-l iubească și să se împărtășească de viața dumnezeiască. Omul este chemat să proslăvească numele lui Dumnezeu prin toate, și prin viață sfântă și prin fapte bune și exemplu bun în viața socială și prin activitatea sa ca cetățean și ca membru al bisericii. Cu toată ființa sa și cu trupul și cu sufletul său, omul trebuie să fie crainicul măririi lui Dumnezeu pe pământ. Sfântul Apostol Pavel privește pe fiecare creștin ca pe omul ce aparține lui Hristos. Voi însă sunteți ai lui Hristos? 1 Corinteni 3, versetul 23. Fiecare pas al vieții omului, fiecare faptă, își are scopul său nu în sine, ci în Hristos. Iată principiul de care trebuie să se conducă creștin. Și tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, în numele Domnului Iisus Hristos să faceți, căci Domnului Iisus Hristos slujiți. Coloseni 3, 17, 23, 24. Scopul vieții creștine constă în dobândirea Duhului Sfânt, adică în dumnezeirea omului. Pentru a se uni cu Dumnezeu, creștinul trebuie să lupte cu răul, patimile și viciile și să dobândească virtuțile creștine. Omul trebuie să corespundă destinației sale, aceea de a fi biserică a atot perfecțiunii dumnezeiești. Mintea omului trebuie să fie asemenea cu cea a lui Dumnezeu, vorbele lui asemenea cuvântului lui Dumnezeu, Duhul lui să fie unit cu Duhul lui Dumnezeu, calitățile lui să fie asemenea cu cele ale lui Dumnezeu. Lectură. Un om avea mai mulți copii, dar era foarte supărat, fiindcă fiii săi se certau între ei, tratându-se cu răutate. Azi așa, mâine așa, într-un cuvânt, între fiii săi era mereu gâlceavă. Mare durere îi pricinuiau tatălui, care ar fi vrut să-i vadă în pace și înțelegere.
Vreți să vă spun cine sunt frații aceștia atât de cruzi unii cu ceilalți? Suntem noi, oamenii. Nu suntem noi toți oamenii fii aceluiași Tată Dumnezeu? Ne înțelegem noi unii cu alții? Ne iubim aproapele așa cum ar trebui să o facem? Nu-l doare pe Dumnezeu când vede că între oameni atâta neînțelegere, minciuni, hoții, războaie, păcate? De ce ne-a creat Dumnezeu? Pentru a ne iubi unii pe alții, pentru ca unul să poarte de grijă celuilalt și pentru fiecare bun creștin, pentru fiecare om care trăiește fără păcate, în dragoste și înțelegere cu cei de alături, Dumnezeu se bucură la fel cum se bucură un tată pentru copiii lui. Iubindu-ne unii pe alții, căutând binele celorlalți mai mult decât pe al nostru, devenim mai buni și mai înțelepți. Doar așa ne apropiem cu fiecare clipă de Dumnezeu, de dragostea și bunătatea Lui. Leon Madan. Omul. Fragment. Ești Tatăl meu. Te simt din tot, din toate, ce-n cale-mi surâd înfrigurate, vorbind din adâncimele din mine. Ești Tatăl meu, suprem și pretutindeni și-n oricare, cu mâinile întotdeauna pline de dimineți și de amurguri clare. Sunt Fiul tău, suit în rădăcina ce freamăte de tine toată, umil și slab și păcătos și rău. O, spre rușinea mea sunt Fiul tău, copilul celui mai de seamă Tată. Tu cer, tu strălucirea, tu cel sfânt, iar eu o biată dâră de pământ. Dar tot în trupul acesta de pământ, mai sus de ce mă doare efemer, în negură și în fulgere de gând, mi-e sufletul. George Gregory.